rezolvăm problemele unii mai bine decât ceilalți. Nu înseamnă că dacă suntem pe culori politice diferite, trebuie să ne punem piept pe unul altuia. Atunci nu mai înseamnă progres. Asta nu mai înseamnă politică. Ce să mai vă spun? Eu vreau să vă spun că avem niște relații cu oameni de afaceri din Ultracan. Am făcut un centru de afaceri română-bulgari. Acum, dacă dumneavoastră ați făcut acest unul de lucru, urmează că activitatea centrului ăla de afaceri, care e în acte făcut, așa, să o face să și funcționeze. Și să avem întâlniri cu vecinii și să vedem ce putem noi să facem în momentul ăsta. Numai că administrația locală nu se poate implica prea mult, pentru că legislativ nu prea poți să ajungi foarte mult să intervii, să creezi niște condiții agenților economici sau investitori. Noi spunem, dacă îi lăsăm în pace, e suficient. Nu e suficient, pentru că știți ce se întâmplă? E simplu așa, să-i lăsăm în pace. Dar vine un investitor care vine și îți creează o investiție mare. Da? Și îți creează niște surse de venit la consiliul local, care la un moment dat este o valoare, dacă o evaluez pe 5 ani sau pe 10 ani, este mult mai mare decât valoarea unui teren pe care ți-l cer. Da? Deci, legislația nu permite ca un investitor care are o anumită dimensiune și o anumită cifră de afaceri să poți să-i oferi direct, bineînțeles cu o garanție, acea suprafață de teren pe care să facă investiția. Eu sper ca legislatura următoare, da? Să avem unul, să avem mai mulți, da? Și să reușim niște inițiative legislative care să întărească autoritatea, puterea autorității locale în sensul acesta. Deci să putem noi să hotărâm, să facem niște, să creăm niște avantaje la prima vedere investitorilor, în așa fel încât să se dezvolte comunitatea noastră. Eu vă mulțumesc pentru inițiativă și cred că vom fi aproape, din punctul meu de vedere, la rezultatul de la urmă. În municipiul Ordenița, sperăm ca din lunile următoare să devenim și noi membri activi, ca și ceilalți agenți economici din zonă. Așa cum a spus și domnul viceprimar, din păcate, legislația în vigoare nu prea dă niciun avantaj către investitorii străini. De aceea, bănuiesc că știți și dumneavoastră, de aceea sunt și puțini investitori. În cazul nostru, Transdanube Industries, guvernul actual nu ne-a dat nici măcar o sticlă cu apă, ca să nu spun de un metru pătrat de teren sau ceva facilități de energie electrică. Cum știți, de aceea batem pe pasul cu proiectul, pentru că Transelectrica, care să, mă rog, se fofilează tot timpul, nu vrea să mărească puterea de livrare a energiei la 40 de megavați, la 60 de megavați cât avem noi, dând vina pe legislație, pe Moscriștea. Mă rog, în sfârșit, sperăm să trece poate anul viitor printr-o schimbare și politică și de viziune, să avem mai multă înțelegere din partea autorităților locale. Deja am luat legătura încă de anul trecut cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Filipescu, care ne-a asigurat de mai mult sprijin în viitorul apropiat. Și sperăm noi că în luna viitoare, septembrie, să semnăm contractele de livrare a echipamentelor cu firma Danieli. Avem autorizația de construcție de la primărie, care atât cât au putut și chiar dacă nu-i ajută legislația guvernamentală, am obținut autorizația de construcție, ceea ce e un lucru destul de avansat și bun. Studiul de fezabilitate, de mediu, toate le avem aprobate. Deci rămâne acum să ne descurcăm singuri. Până în prezent, precum știți, am investit peste 25-26 de milioane de euro. Banii familiei Gupta, niciun ban de la bănci. Pe data de 10 iulie va veni din nou acționarul principal, domnul Gupta, împreună cu un banchier de la Citibank Londra, în speranța să-i convingă pe cei de la Citibank București și BCR
în România care nu vor să dea un credit unire cât de mai mare de 10 milioane. Ori la o investiție de 150 de milioane de euro, vă dați seama că nu ne satisface ce ne oferă băncile românești. Deci trebuie un sprijin și o garanție externă. De aceea s-au orientat la Citibank Londra, având în vedere bunele lor relații cu acest grup de firme. Sediul financiar al firmei familiei Gupta este în Dubai și la recomandarea Citibank Dubai, pe baza performanțelor care le au, avem șanse, sperăm să accesăm și niște fonduri mai consistente.